Concurența naște violență. Un șofer de pe ruta Moldova-Italia a fost bătut măr de o grupare pusă la cale de câțiva colegi ai victimei. Potrivit poliției, șoferul maltratat ar fi fost bătut și jefuit în orașul Torino. I-a fost furată mașina, 950 de euro și colete în sumă de peste 3.500 de euro care urmau să ajungă în Moldova. Două persoane au fost reținute. Pe acest caz a fost inițiat un dosar penal pentru șantaj în proporții deosebit de mari, iar suspecții riscă să stea după gratii până la 15 ani.